Întotdeauna când mă cheamă cineva la pomul lăudat, eu sunt sceptic. Deci tot ce am auzit eu din vara anului trecut până acum, 2024, Zoro, ce ai mă, nu, e rachetă, e... Ce? O scadă bari pe noi, nu mai știi ce facem, deci nu înțelegi. Avem campanii electorale, 4 tururi, 17 miliarde de candidați, toată lumea candidează, aducă cu bani. Voi vezi că pe 9 mai se termină campania. Suntem pe 9 martie aproape și nu îi afișa nimeni. Și mai avem una în toamnă, atât. Deci nu mai sunt banii aia, înțelegi? Anul ăsta va fi ceva ieșit din comun, aud. N-are, mă, nu scade nimic, totul crește, cresc salariile, crește tot, nu ne impozitează nimeni. Ne-a rupt capul la începutul anului, i-a rupt, unii oameni le-a încrucișat și a picioarele. Tot pe privat, că n-ai văzut să pună vreunul taxe pe casa de pensii, să zică, mă, de mâine aveți mai mult de plătit, nu există. Deci eu nu sunt atât de vesel și atât de optimist referitor la 2024. Cred că va fi un an în care vom crește, dar puțin. Nu ca 2023. Nu cred ca 2023. Sper oricum să spargem bariera asta de pat, să ne ducem spre 50 de milioane în următorii ani, dar nu cred că ăsta va fi. În schimb, toată lumea îmi spune că 2025 va fi dezastru. Deci va fi groapa manianelor. Ne întâlnim cu toții și dăm noroc pe acolo, nu? O să vină impozite, taxe, nici asta nu mai cred. Nu că nu vin taxele și impozitele, poate să vină. Eu vorbesc referitor la publicitate. Spuneam mai devreme că costul de advertising pe cetățean în România este incredibil de mic. Bă, nu mic, foarte mic. Uite, de exemplu, e la jumătate decât Cehia. Bă, e aberant. Nu se poate așa. E mai mic decât în Bulgaria. Îți dau scris. Pe de o parte, deci practic bugetele pe care tu le arunci în piață nu sunt mari. Eu vreau să am ca și client. Ceea ce s-a întâmplat, toți avem în cap, ăștia mai vechi care n-am pornit business-ul, care avem business-urile de mai mult timp, ceea ce s-a întâmplat în 2008-2009, când băi nene s-a adus vertiginos minus 50-60%. Nu cred că se va mai întâmpla așa ceva. Imaginează-ți că fiecare domeniu atunci avea 3-4 jucători. Și nici aia prea consolidați, prea... Bă, acum fiecare domeniu are minim 7-8-10 jucători. Cineva întrerupe publicitatea, nu va mai exista. Va dispărea. Cotele alea de piață nu le mai iei tu înapoi decât să reinventezi tu apa caldă cu săpun care n-ai nevoie de săpun, ceva de genul ăsta. Nu există. Nu cred că va fi atât de dramatic. Deci una peste alta, nici 2024 nu cred că va fi Zoro, dar nici 2025 nu va fi Baba Yaga.